Cea mai importantă manifestare expozițională cu profil agricol din Transilvania se pregătește de majorat. Ediția cu numărul 18 a Târgului Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie, Agraria, va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 2-6 mai. Pentru anul acesta, organizatorul de LG Intermarketing așteaptă un număr de peste 180-200 de expozanți și sperăm ca numărul vizitatorilor să depășească numărul din anul trecut, respectiv peste 20.000 de vizitatori. Specialiști, fermieri, autorități din domeniile agriculturii, zootehniei, industriei alimentare, cum spuneam. Ca și noutăți anul acesta la Agraria, întâmpinăm vizitatorii, dar și expozanții cu demonstrații cu mașini agricole în zona dedicată, pe teren exterior dedicată mașinilor agricole. Cei interesați, în principal fermierii, vor putea să testeze tractoarele și să-și arate maestria în manevrarea tractorului. De asemenea, o temă interesantă în data de 2 mai, o întâlnire a Colegiului Medicilor Veterinari din România, în cadrul unui seminar cu tema patologie bovină, va avea loc în cadrul complexului la sala de conferințe. În standurile din pavilionul B și în zona special amenajată de pe terenul exterior vor putea fi degustate și achiziționate produse tradiționale și produse bio. Pentru gurmanzi, vestitul bucătar Adi Hădean va pregăti mâncăruri de inspirație slow food, un concept nou care își propune să înlocuiască mult mai popularul, dar nocivul, fast food. Nu trebuie să uităm expoziția de animale vii, deja tradiționale la Agraria, dar cu un element de noutate anul acesta. La expoziția de bovine vom reveni cu concursul de bonitare și vom premia cel mai frumos exemplar. Vom acorda din nou la tombola crescătorului de bovine o vițică de rasă oferită de Cooperativa Agricolă Someș-Arieș. Vom avea alături de noi Asociația Crescătorilor de Bivol din Transilvania, care în data de 4 mai va prezenta un număr impresionant de exemplare de buvaline în cadrul târgului. De asemenea, Asociația Crescătorilor de Oi din Cluj va avea o întâlnire și își va prezenta exemplare de rasă din rasele românești sau rasele mixte. Ce mai putem spune? Vă așteptăm în perioada 2-6 mai, de miercuri până sâmbătă între orele 10-18 și duminică între orele 10-14 la Cluj-Napoca, la Complexul Expo Transilvania, unde vă asigurăm că veți avea ce vizita, pentru că Agraria vi se potrivește. Ferma Media Group, în calitatea sa de partener tradițional al manifestării, a pregătit și de această dată multe surprize vizitatorilor, cu mii de premii instant, cărți de specialitate, abonamente promoționale la revista Ferma și la revista Recolte Bogate, primul număr pe 2012 al revistei Utilaje Agricole, oferite în cadrul tombolelor organizate zilnic.